Hello! Și bine v-am găsit la un nou episod pe acest mini na canal. Mai știți că data trecută am rămas la Investigator 2 și am zis că o să facem și continuarea acestui joculeț. Iată că acum a venit momentul. Acum o să investigăm pe aici chestii. Ok. Investiga că ce? Zice că e red. Ok. Cărți. O tablă. Oh, Doamne, zice că a obișnuit să mănânce cretă când era mic. Wait, 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 wait. Ok. Să luăm niște cretă. Deci, cum pot să iau creta de aici? Nu, no, nu, no, chiar nu cred că pot să iau creta. Apropo, dragii mei, eu vă rog foarte frumos să nu uitați să lăsați un like mai jos și de asemenea să nu uitați să vă abonați la acest canal pentru episoade și mai interesante pe zi ce trece. Și apropo, dacă sunteți noi pe canal și încă n-ați făcut chestia asta, eu vă invit totuși să apăsați pe butonul de subscribe și de asemenea să verificați și linkurile din descriere și fără prea multe adăugări, ia să continuăm jocul. Trebuie să o distragem pe domnișorica asta, Poli, ca să ne uităm în dulăpior, dar oare cum o să facem asta? The fuck? Ok, a zis o chestie destul de interesantă. Cred că asta era banca al fetiței. Blocuri? Wait. Oh, un poster? Deci pe aici n-am cum să trec. Ok, și cum s-ar presupune că trebuie să o distrag? Cred că mai vorbim puțin cu ea. Trebuie să o distragem cumva. Ok, o să întrebăm de atitudinea fetiței. Ok, nu crede că o place. The fuck? Ok, și zice că îi plac foarte mult poneii. Și acum stai să întreb de activitate suspicioasă. O zice că șeful lui l-a făcut să-și dea jos insignaia de investigator, pentru că tot timpul se înțepa în ea, doamne. Oh, doamne. The fuck? Uite, și cum s-ar presupune mai că trebuie să o fac să plece? Uite, pot să-mi vorbesc ceva cu ea? Ok, ciudat. Do
Oh, wait, wait, wait. Pot să umblu la ăsta. Oh. Oh, am primit o carte. Oh, Doamne, chiar nu se prinde că și-a înscenat toată chestia asta. Chiar nu se prinde deloc. Nu vine să cred. Ia stai așa să vedem noi. Hai că vorbesc cu peștișorul ăsta acum. Ok. Tofu? Uite, și acum o să zic că chestia asta în continuu. Ah, nu, stai, 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 că acum realizez. Acum am pus să mă duc la dulap. Oh, câți bani! Un măr! Am luat mărul și am lăsat banii acolo. Ho! Doamne, ce crocodil fraier! De ce erau atât de mulți bani acolo? Ce ciudată rată. Ah, și-a găsit un măr de-al ei. Ok. Aude, what? Wow! Veni poliția! Zice că ar trebui să fiu supărat de daunele provocate, dar îmi place stilul tău. Oh, și zice că îi pare bine că a putut să ajungă. Oh, și acum este timpul să arate vinovatul. Oh, și zice că cineva l-a dat afară, l-a legat și l-a lăsat afară din birou. Oh, și zice că o să aresteze acea persoană imediat. Și acum ăsta, genii, instigatorul a zis că clar n-am fost eu și acum ursul ăsta zice că de ce ești în casa mea? Ok, persoana care a furat-o pe Grizela a fost eu? Ce? Zice că toate chestiile au avut amprentele lui? What the fuck? Ah, Doamne! Oh, so ea a fost până acum sus. Sus! Și acum se întreabă de ce este o gaură în peretele lor. Îmi place de rinoceronul ăsta. Zice că pereții nu pot opri justiția. Oh, Doamne, zice că doar și-a dorit un ponei. Nu voia să cheme poliția. Oh, și l-a rugat pe domnul crocodil să o răpească. Oh, și zice că lucrul amuzant este că nici măcar nu mi-aduc aminte să te fi răpit. Oh, Doamne.
Și zice că nu este singurul criminal. Poli. Oh, și zice că... Oh, doamne. So, chestia asta, armadilul ăsta, sau ce-o fi, sau porcul ăsta, țepos, spinul, sau whatever, o să scape basma curată după ce a furat toți banii aia, serios? Fratele lui? Ce zice că o să pune diamantele înapoi? Oh, Doamne! Asta e fost atât de ciudat. Să zice că a făcut cel puțin 8 crime azi. Eram sigur că el a făcut asta. A atacat un polițist. Doamne. Asta a fost atât de interesant. Nu mă așteptam la asta, sincer. Adică nu mă așteptam să te vină pe el și acum se ducă la poliție și toate astea. Totuși bănuiesc că o să așteptăm povestea investigator 3. Nu știu exact dacă o să apară asta sau nu. Cred că jocul ăsta o să o facă să râdeți cu lacrimi. Mă bucur mult că l-am găsit. Mi se pare foarte ciudat. Și... nici nu știu ce vreau să mai zic, m-a dat total peste cap. Dragii mei, eu bănuiesc că aici se încheie episodul de azi. Vă mulțumesc că... Oh, ce? Foarte mult pentru atenția... Oh. The fuck? Aha. Ok, cum spuneam, aici se încheie episodul de azi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Sper că v-a plăcut acest joculeț. Vă rog să nu uitați să apăsați pe butonul de like de mai jos și de asemenea să verificați linkurile din descriere. Și dacă nu v-ați abonat la acest canal până acum, eu vă invit să o faceți cu cea mai mare plăcere. Cred că atât am avut de zis. Să v-am pupat pe toți și pa, pa!